Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit la rețetele mele dragi.com. Eu sunt Dia și mă bucur să vă am și astăzi alături pentru rețeta zilei. Haideți să vă arăt ingredientele și cum se prepară. Astăzi vom pregăti împreună aceste batoane energizante din semințe, o gustare delicioasă ce poate fi luată și la pachet, la școală sau la birou. Cum vedeți deja pe ecran, acestea sunt ingredientele de care avem nevoie, iar cantitățile sunt pur orientative. Pentru început, voi așeza într-o tavă tapetată cu hârtie de copt fulgii de ovăz, semințele de floarea soarelui, semințele de dovleac și nucile și le voi rumeni în cuptorul încins la 180 de grade timp de 10 minute. Iar între timp mă voi ocupa de liantul dulce pentru aceste batoane și voi mixa în robotul de bucătărie caisele confiate împreună cu siropul de arțar. Și voi obține o pastă de caise delicioasă și destul de densă. Iar acum voi avea nevoie de un bol destul de încăpător în care să adaug toate ingredientele de la cuptor, pasta de caise, semințele de chia și de susan. După omogenizare riguroasă, voi reașeza compoziția într-o tavă, de data aceasta mai mică, tapetată tot cu hârtie de copt. Voi nivela apoi foarte bine cu lingura, astfel încât compoziția mea să fie densă și compactă și să nu existe goluri de aer. La final, voi da și această tavă la cuptor la 180 de grade timp de 20 de minute. Batoanele energizante din semințe se pot porționa numai după răcirea completă. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi, batoane energizante din semințe la cuptor, pe care vă încurajez să le încercați și să-mi spuneți cum vă plac. Până atunci, eu vă urez poftă bună și vă aștept cu drag la următoarea rețetă. Nu uitați să vă abonați la canalul meu culinar pentru a fi la curent cu toate rețetele mele în timp real. La revedere!